trăiesc prin oamenii care le dau viață, iar oamenii gravează istoria locurilor. În fiecare miercuri la Radio Târgu Jiu, ca să știm de unde venim, altfel despre istorie. Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la microfonul emisiunii Altfel despre istorie, astăzi Andrei Popete. E bine, vom încerca astăzi să discutăm despre un subiect interesant, un subiect aparte, despre un obiectiv istoric, un obiectiv religios, cultural și chiar turistic, de ce nu am spune, din orașul nostru, din Târgu Jiu. Pentru că aici există un loc cu totul aparte, discret, locul acesta grăiește pentru cel ce are urechi de auzit, ochi cu putere de contemplare și mai ales inimă care să simtă. Locul acesta se numește Vădeni sau Complexul Cornea Brăiloiu. Vorbim așadar despre cea mai veche biserică, nu doar din Târgu Jiu, ci chiar din județul Gorj, despre Biserica Adormirea Maicii Domnului. Vorbim despre Casa Cornea Brăiloiu, una de altfel dintre cele mai vechi case civile din Oltenia. Vorbim de asemenea despre grajdurile brâncovenești, care însă astăzi nu mai pot fi văzute, însă despre ele au scris istoricii de-a lungul timpului. Și despre toate acestea o să aflăm astăzi mai multe. Vorbim așadar despre Vădeni, despre cartierul municipiului Târgu Jiu și despre care în ultimele secole ale unui ev ce încet apunea, aflăm că se aflau păduri dese și întunecate, pe care doar apele învolburate ale râului Jiu se încumetau să le străbată. Era o lume în care bântuiau jidovi, zmei, ele și alte soiuri de arătări, reprezentări mitice precreștine, care însă au supraviețuit în panteonul credințelor populare românești. Sigur, ar fi zadarnic să menționăm însă toate aceste categorii de supraviețuiri păgâne care zice-se sălășluiau în aceste păduri și viețuiau, poate de ce nu, cu zeii getodacilor, populația cărei existență este atestată arheologic încă din cele mai vechi timpuri. La începutul celui de-al doilea secol creștin, înaintând spre Sarmisegetuza, capitala Dacia, așa cum, stimați ascultători, știți foarte bine, o parte a armatei Imperiului Roman a străbătut aceste păduri, defrișând locurile greu accesibile și traversând râul Jiu printr-un vad, din latinescul Vadum, unde se spune apa era puțin adâncă și malurile joase, permițând trecerea soldaților prin apă de pe un mal pe altul. Credem așadar că denumirea de Vădeni provine tocmai de la acest cuvânt latin, Vadum, sau, dacă vreți, de o la o altă formulă imperativă, tot din limba latină, Vade Mecum. În traducere, mergeți înainte, pe care, sigur, potrivit tradiției, un consul roman ar fi ordonat-o soldaților săi. După terminarea războiului daco-roman, puțini soldați romani, veterani mai ales, au decis să rămână în această parte a provinciei. Au întemeiat însă aici familii și s-au așezat în apropierea râului Jiu, formând mici așezări, cu case de lemn și bordeie, precum cea de la Iezureni, atestat arheologic, sau putem vorbi despre așezările fortificate, precum cele de la Iezureni sau Bumbești Jiu. În secolele ce au urmat, aceste așezări rurale au cunoscut o evoluție lentă, pierzându-se treptat în negura istoriei. Și pentru că tot vorbim despre acest loc minunat, acest loc plin de istorie, Vădeniul, ar fi bine poate să amintim aici că prima mențiune documentară referitoare la Vădeni apare abia în secolul al XV-lea. Într-un document din anul 1465, din luna noiembrie, ziua 5, prin care Radu, cel frumos voievod,
vorbim desigur despre fratele lui Vlad Țepeș, avea să întărească unui anume Vrabet și fiilor săi stăpânire și peste satul Vădeni. O a doua mențiune documentară referitoare la Vădeni apare un secol mai târziu, în secolul XVI, într-un document din 1540, prin care domnitorul Radu de la Afumați întărește de asemenea unui anume Neacșa, fiica lui Stoica, printr-un act de danie, stăpânirea unei ocini, la fel în zona Vădenilor. În peisajul lăcașelor de cult din Oltenia, printre bisericile și mănăstirile declarate obiective cu valoare istorice, se numără așadar și biserica din Vădeni, biserică ce poartă hramul Adormirea Maicii Domnului. Aceasta a început să fie construită înainte de anul 1700, fiind ctitoria marelui ban al Craiovei, Cornea Brăiroiu, originar din Vădeni și despre care vom reveni cu mai multe amănunte în cele ce urmează, dar și a urmașilor acestuia, respectiv doi dintre fiii săi, Dositei Monahul și fratele acestuia Vasile, care aveau să desăvârșească ansamblul religios din Vădeni prin realizarea picturilor murale ce decorează și astăzi interiorul bisericii, încheiate în anul 1733. Prevăzută inițial cu druji puternici de lemn așezați în zid care închideau ușile, precum și cu o tainiță, o ascunzătoare, situată sub clopotniță, biserica a fost concepută mai degrabă ca o fortăreață, pentru refugiu în caz de primejdie. Acest lucru arată, dacă vreți, ingeniozitatea constructorilor de la acea vreme în a crea populației mijloacele de a se feri din calea primejdiei turcești de la acea dată și nu numai. Construcția bisericii în stilul tradiției bizantine impresionează prin masivitate, prin înfățișarea severă, precum și prin bogăția picturii în frescă din interior. Situată în apropierea casei lui Cornea Brăiloiu, ridicată și aceasta la începutul secolului al XVII-lea, biserica de zid cu patronajul Adormirea Maicii Domnului, așa cum o vom regăsi denumită într-un act de donație emis în anul 1902 de către Maria Plenicianu, cu acordul soțului, Dumitru Plenicianu, aceștia fiind de altfel și ultimii proprietari ai Sfântului Locaș de Cult, este astăzi declarată monument istoric și este inclusă pe lista monumentelor istorice, reprezentând o construcție extrem de interesantă din punctul de vedere al istoriei arhitecturii și artei ecleziastice românești. Monumentul de care vorbim astăzi a fost menționat tangențial în lucrări cu caracter istoriografic de istoria artei sau în rapoartele de inventariere ale Mitropoliei Olteniei. Prima descriere mai amplă a acestui monument o face însă cunoscutul istoric al Gorjului Alexandru Ștefulescu într-o micromonografie de 32 de pagini cu două planșe apărute la Târgu Jiu în anul 1896. Acest aspect avea să fie semnalat și de Nicolae Stoicescu, marele istoric, în volumul al doilea din bibliografia localităților și monumentelor feudale din România. Fondată așadar înainte de 1700, după unele informații chiar în anul 1694, Biserica Adormirea Maicii Domnului din Vădeni este construită în formă de corabie în interior, simbolizând salvarea credincioșilor din valurile patimilor. Pentru ridicarea sa, marele ban al Craiovei, Cornea Brăiloiu, a adus meșteri chiar din Italia, recomandați pare-se de însuși domnitorul Constantin Brâncoveanu, o rudă îndepărtată cu Stanca Băneasa, soția marelui ban. Același istoric, Alexandru Ștefulescu, avea să lanseze ipoteza acum că, parcurgând traseul de la Mănăstirea Tismana către Mănăstirea Horezu,
În luna iunie anului 1695, Constantin Brâncoveanu poate a vizitat și Târgu Jiul și pe vărul său, Cornea Brăiloiu, în Vădeni. Din pisania originală, cioplită în piatră, ce împodobea în trecut frumosul advon, încastrat astăzi în exterior, în zidul de vest al bisericii, nu aflăm cu exactitate anul fondării acesteia de către marele ban Cornea Brăiloiu, ci este reținut doar anul 1733, an în care biserica a fost zugrăvită de către cei doi fii ai marelui ban, așa cum menționam la începutul emisiunii. Este vorba de Dositei și fratele acestuia, Vasile. Știm sigur însă că în anul 1700, în luna martie, ziua a 10-a, conform documentului prin care domnitorul Constantin Brâncoveanu întărea marelui ban al Craiovei, Cornea Brăiloiu, stăpânirea peste moșia Băfădeni, biserica era construită sau cel puțin se afla în lucru. În ceea ce privește casele de piatră, case care sunt menționate de asemenea în documentul emis în anul 1700, cazul acestora nu este pe deplin elucidat. Situate în imediata apropiere a bisericii, acestea fie au fost modernizate în jurul anului 1690 de marele ban, care, păstrând însă întregul subansamblu format de pivnițele caselor ridicate ipotetic în jurul anului 1640-1650, avea să transforme etajul, fie să reconstruiască în întregime întreaga casă, păstrând intacte doar pivnițele ample și primul nivel, nivelul de altfel principal, prevăzut pe latura de est cu o logie, cu o serie de coloane elegante de piatră, torsade și canelate, încununate de capiteluri bogate, de la care, din păcate, până acum câțiva ani, nu s-a mai păstrat decât o singură piesă încastrată în zidăria laterală. Nu doar casa, spunem noi, probează ingeniozitatea și măestria arhitecturală a zidarilor, a meșterilor din urmă cu 300 de ani. Spuneam despre Biserica Adormirea Maicii Domnului că la început aceasta era prevăzută cu drugi puternici de lemn care nu permiteau accesul oricui în biserică. Mai mult, aceasta era prevăzută cu o încăpere secretă situată între pronaos și camera clopotului. O scară cu trepte masive de stejar, ascunsă în zidul dinspre miază noapte, pune și astăzi în comunicație pronaosul cu această ascunzătoare. Utilă în vremurile de restriște ale secolelor 18-19, camera secretă constituie unul din elementele de originalitate, dacă vreți, în compoziția arhitectonică a masivei biserici, probând, iată, ingeniozitatea marelui ban Cornea Brăiloiu, care a comandat această ascunzătoare. Tocmai prezența sa ne îndeamnă, stimați ascultători, dacă vreți, să avansăm chiar de la microfonul emisiunii Altfel despre Istorie, ipoteza existenței, de ce nu, a unui tunel care punea în legătură casa marelui ban și biserica. Mai mult, dovadă că tainița a fost locuită este hornul care duce în clopotniță și vatra care mai păstrează și astăzi urme de fum. Conform tradiției, marele ban Cornea Brăiloiu intenționa ca biserica din Vădeni să servească drept catedrală a Olteniei. A murit însă în anul 1705 fără a vedea sfințit Sfântul Lăcaș.